Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor, ca de obicei, pe frecvențele radio și pe Facebook. Invitatul acestei ediții este sociologul și scriitorul Sebastian Lăzăroiu. Bun venit! Bine v-am găsit! Am zis că facem o analiză a alegerilor locale la aproape 48 de ore după vot, când e calm și lucrurile se vor fi așezat, dar vedem că încă nu s-au așezat, de fapt. În anumite privințe nu e calm deloc, da, dacă ne uităm la acuzațiile de fraudă la înregistrarea proceselor verbale de la sectorul 1, care înțeleg că se extinde la sectorul 5, înțeleg că și din țară vin semnale că lucrurile n-au fost în regulă. În fine, vom vedea cum se finalizează momentul ăsta, mai ales că autoritățile par dispărute în momentul ăsta din peisaj. Dacă ar fi să ne uităm la seria de momente punctuale, colorate ale acestor alegeri, domnule Lăzăroiu, am văzut că a câștigat Nicușor Dan și a plecat Gabriela Firea, că Marian Oprișan a părăsit funcția de la Vrancea după 20 și ceva de ani, că orașul Constanța a scăpat de PSD după la fel 20 și ceva de ani, că la Timișoara un cetățean german a fost ales primar. Sunt momentele colorate, distincte ale acestei campanii. Dar dacă ar fi să ne uităm la un câștigător, sigur, dincolo de electorat și de democrație, la un câștigător pe strategie, pe rezultat, nu știu, există un câștigător, un mare câștigător al acestor alegeri? E premierul? E președintele? Că au orchestrat povestea de la București? E Nicușor Dan, că e propriul său produs? Da, dar exact, dumneavoastră ați enumerat mai mult și v-aș da dreptate la fiecare în parte. Cred totuși că dintre toți posibilii actori care au avut ceva de câștigat în alegerile astea, cel mai mult a câștigat USR Plus. Dar ar câștiga pe termen lung, nu pe termen scurt. Pe termen scurt, înțelegând prin asta alegerile parlamentare care vin în două luni, în trei luni și miza e mult mai mare chiar decât la locale. Dar pe termen scurt, sigur, poți să spui că a câștigat PNL-ul, care va ieși primul loc, pe primul loc în ierarhie. Dar pe termen lung USR Plus, pentru că a reușit să cucerească niște fiefuri, cele pe care, mă rog, unele le-ați enumerat, Timișoara, Brașov, Alba Iulia, București. Și dacă vă amintiți, cam așa a început povestea cu Convenția Democratică în anii 90. Deci, la început au fost niște alegeri locale în care CDR-ul a reușit să cucerească niște orașe mari, după care a urmat peste 4 ani o victorie, mă rog, cu mare semnificație la vremea respectivă. Deci da, dacă vorbim de Convenția Democratică, ne gândim și la finalul tragic, până la urmă, la eșec. Sigur, s-a terminat prost toată povestea, deși pentru România a fost un punct de cotitură. După guvernarea Convenției Democratice, noi am făcut pași pentru intrarea în NATO și am semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Deci n-a fost chiar o perioadă, dar a fost o perioadă grea și un eșec politic până la urmă. A dispărut un partid istoric atunci. De-aia aș compara cumva, pentru că totul începe de la marile aglomerări urbane. Când începi să cucerești publicul din aceste mari orașe, deja intri pe o tendință ascendentă și nu la parlamentarul ăsta. Sunt convins că USR va avea un scor bun pentru un partid nou, dar modest față de celelalte două, PSD și PNL, dar pe termen lung ei au o bună oportunitate, sigur, cu rezerva că, sau cu condiția ca la guvernare, pentru că probabil vor fi la guvernare în următorii 4 ani, să aibă o performanță bună ca partid, oamenii pe care îi trimit în executiv, în structurile guvernamentale. Da, au niște rezultate cei de la USR Plus, într-adevăr, pe cont propriu, dacă e să o luăm așa, în țară, și au continuat cumva tendința de la europarlamentarele din 2019, când câștigaseră ei cel mai mare număr de voturi în anumite orașe rezervate până atunci ori PSD-ului, ori PNL-ului. Exact. Și s-a mai desumflat, s-a și văzut, de exemplu, la Constanța, dar multe din rezultatele de la europarlamentare s-au confirmat. Iată București.
deși s-au mai comprimat, nu mai avea, dar au luat 40% și au ieșit înaintea PNL-ului, cei de la USR Plus. Dar, Bun. evident, PSD-ul a ieșit Dar pe dacă primul e loc. să facem abstracție de rezultatele punctuale, care probabil nu se apropie, adică cu siguranță nu se apropie de scorurile PSD și PNL, până la urmă putem vorbi de un fel de tendință câștigătoare imprimată de cei de la USR Plus, adică provocarea felului de a face politic al celor Da, din da. PNL și PSD, despre asta e vorba de fapt? Inclusiv asta, da, pentru că uitați-vă, USR Plus a stat de 4 ani, stă ca un ghimpen cu asta PNL-ului, care e un partid, ca toate partidele care au trecut prin tranziție, deci din anumite puncte de vedere, nefiind nici pe departe asemănători cu PSD ca și cultură organizațională, dar ei sunt asemănători, că au trecut 30 de ani prin aceleași întâmplări. Dar și PNL, deci USR Plus a stat așa în coasta lor și ei au fost obligați să mai schimbe oameni de acolo, să vină cu alte figuri. Uitați-vă și la București. Au o președintă care nu seamănă așa cu profilul liberal clasic, doamna Violeta Alexandru. Și multe alte locuri. Sigur, cu povestea cu traseismul din campanie, mai sunt încă metehne de care PNL-ul scapă mai greu. Dar USR Plus a pus presiune pe toată clasa politică, arătând că un alt fel de a face lucrurile, de a face campanie, de a, un alt fel de discurs până la urmă, poți să obții scoruri bune și să atragi simpatie publică. Are o legătură. Nu mai vorbesc de, îmi cer scuze că e important, nu mai vorbesc de campaniile pe care ei le fac online și care sunt timid imitate, dar se vede că nu au la fel de multă experiență, de celelalte partide, PNL și PSD, în online. Vreau să vă întreb ca sociolog, domnule Lăzăroiu, dacă are o foarte mare importanță grupa de vârstă. Dacă nu cumva a venit rândul celor între 25 și 45 de ani, să zicem, să meargă la vot în număr mai mare și să-și exprime exigențele astea pe care le vedem din partea lor în societate. Că nu mai înghit tot felul de lucruri, că sunt cei care ies în piața victoriei atunci când au nemulțumiri. Da, este tot așa un fenomen de acumulare în categoriile astea, hai să zicem, mai tinere de vârstă, care erau foarte indiferente și demobilizate și pe care partidele tradiționale nu reușeau să le capaciteze la vot. Iată că USR Plus reușește. Eu vă spun că ăsta a fost și un efect păgubos, după părerea mea. Partidele tradiționale s-au cam resemnat cu ideea asta că ei nu pot scoate tinerii și toate politicile, dacă vă uitați și la PNL și la PSD în ultimii ani, s-au îndreptat spre vârstnici, da? Pentru că au spus, domne, până la urmă ei sunt disciplinați și ies la vot. Dar nu exact. Și-au pus niciodată problema, dom'le, dar cum am putea totuși să-i scoatem pe tineri? Cum ar putea să facem politica, campania, să o facem mai atractivă pentru ei? Ei bine, USR Plus a reușit asta și s-a văzut și în București. Dacă n-ar fi fost o participare mult mai ridicată în rândul tinerilor, foarte probabil că doamna Firea ar fi câștigat. Președintele Iohannis zice a fost o victorie majoră a dreptei în România. S-a conturat o nouă realitate politică în care PNL și USR Plus devin forțele schimbării în bine, iar PSD trece în opoziție. Mai zice, pentru USR Plus, o formațiune tânără la început de drum e un scor bun, felicitări, zice președintele. Românii au votat pentru o direcție nouă, comunități administrate de lideri competenți. Pare că e un fel de mână întinsă și de... Poate e prea mult să spunem că face curte USR Plus, pentru că probabil alianța e inevitabilă la guvernare cu PNL-ul, dar pare că totuși negocierea se va purta de pe alte poziții, având în vedere rezultatele bune ale USR Plus. Cum vedeți asta? Da, și eu cred. Adică președintele cred că a simțit sau a spus ceea ce am simțit mulți dintre noi, și anume că după alegerile astea locale deja se coagulează. Se vedea deja la alegerile europarlamentare, dar acum e și mai clar că se coagulează o majoritate pentru reformă, pentru schimbare, formată din PNL-USR+. Să știți că nu toți din PNL împărtășesc această ecuație de viitoare guvernare și domnul Orban, dacă vă amintiți, în campanie a lansat așa. Bun, erau și atacurile alea între ei din orașe, mă rog. Da.
Domnul Orban s-a făcut portavoce a celor din PNL care spun, domne, până la urmă putem să facem alianță și cu PMP-ul și UDMR-ul. Da? Și nu ne trebuie USR-ul. Orban a spus asta, a aruncat-o la oameni și sunt conștiu, adică că există oameni în Partidul Național Liberal care nu agrează. Li se pare că USR-ul e mult prea radical. Că... Nu știu dacă aritmetic ar fi fost o soluție, că depindea foarte era mult la de limită, ce... Era la limită. PMP-ul, nu știu, am îndoiel că... Adică e ca de obicei la limită, dar poate să nu treacă pragul electoral și atunci să avem doar UDMR-ul, ceea ce ar fi cu adevărat insuficient. Și dar în orice cât... caz, domnule Lăzăroiu, probabil că nu mai poate fi posibil scenariul ăsta de care vorbea Orban, să-ți permiți să ții USR Plus în opoziție, mai ales dacă el crește și Nu, pare că reflectă această exigență a unui alt stil de a face politică. Nu, asta și spun. Ar fi că sinucidere și să-i ții în opoziție în Parlament. Strategic este o sinucidere, adică USR-ul, care are o forță mult mai mare acum, dacă îl lași 4 ani în opoziție, practic, în 2024, când vor fi toate alegerile în același an, și prezidențiale, și parlamentare, și locale, și USR-ul poate să, pe o poziționare bună în următorii 4 ani, poate să câștige tot, ceea ce ar fi dramatic pentru partidele tradiționale. Deci mai bine să îi ai lângă tine decât să-i lași în opoziție. Dar dacă ziceați că USR Plus e spinul din coasta PNL și într-adevăr pare că se manifestă în felul ăsta, lansează foarte multe provocări. Bun, într-un sens bun, pentru că îi stimulează și pe ei să-i imite, să se uite și să spună, dom'le, ce fac copiii ăștia, tinerii ăștia bine acolo, că e clar că trebuie să facem și noi la fel ca ei. Deci e bine să ai așa un partid care să stimuleze. Dar numai că lucrurile astea probabil că nu o să se vadă de pe zi pe alta și probabil că o să existe aceste fricțiuni care ar putea să degenereze în 4 ani de mandat, în ceea ce dumneavoastră numeați succesul inițial și pe urmă eșecul Convenției Democrate. Cum faci să eviți pericolul ăsta? Că USR Plus e clar că-i pornit să fie un contestatar a ceea ce nu-i convine destul de vocal. Își va găsi compromisul necesar? Da, aici cred că va depinde mult de premier, de cel care va fi premier. Probabil Orban, probabil altcineva. Există și varianta altcineva? În momentul ăsta? Din punctul meu de vedere, da, putem să vorbim despre asta, pentru că eu cred că ar fi o variantă mai bună pentru ce urmează. Acum apare că Orban e în regulă și a fost în regulă ca prim-ministru. Vă întrebam pentru că în logica orchestrării unor succese în țară, pare că Orban își confirmă acest statut pe care îl are încă de la sfârșitul anului trecut, de negociator bun, care a prăbușit deci, guvernul Dăncilă, vedere, care a trecut prin pandemie. Da. Da, din punctul ăsta de vedere, dar deja Orban este săcătuit și guvernul are o încredere relativ scăzută. Și eu când mă refer la viitor, pentru că cumva pot să anticipez ce va urma. În primul rând că pandemia nu se termină nici măcar anul viitor. Da, deci vom sta în această stare care ne afectează pe toți, și psihologic, și din punct de vedere psihologic, și din punct de vedere economic, social. E bine, pe lângă pandemie, la anul sunt obligatorii reformele și, în fine, reducerea cheltuielilor pentru diminuarea deficitului bugetar. Noi nu putem să stăm cu probabil anul ăsta o să avem 8-10%. Nu, adică nu te împrumută nimeni dacă tu nu vii cu un plan să arăți că tu în următorii 2-3 ani îl reduci până sub 3%. Asta înseamnă probabil reducere de cheltuieli și ai nevoie de... pe acest context ai nevoie de o persoană cu o credibilitate foarte mare. Adică nu-l văd. În momentul ăsta, dacă mă întrebați, nu știu cine ar putea să fie. Dar mi-e teamă că Orban nu va fi acea persoană. De ce? Pentru că el n-a fost de la început. El poate să fie un bun politician, dar nu este o figură publică carismatică care să inspire foarte multă încredere. S-a mai și erodat în anul ăsta de guvernare, deci mi-e teamă că o să fie foarte greu cu Orban premier din decembrie sau ianuarie încolo. Asta e punctul meu de vedere și se referă strict la viitor, pentru că altfel nu poți să-i reproșezi multe lui Orban. Da. Într-adevăr. Închidem paranteza Orban pentru că porniseți de fapt cu discuția despre cine va media eventuale fricțiuni între USR Plus și PNL. Contează mult premierul ca să nu apară acele fricțiuni și contează mult și cuvântul președintelui. Dacă președintele își va
păstra o influență în actul executiv, cred că și el va fi un factor de echilibru în așa fel încât să nu apară conflicte majore. Măcar în primii, hai să zicem, 2 ani și jumătate. Pentru că inevitabil, cu cât ne apropiem de momentul electoral de 2024, fiecare partid va încerca cumva să, nu știu, să tragă spuza pe turta lui. Așa se întâmplă tot timpul. De fapt, de aici apar și conflictele mari. Când se apropie alegerile, unii vor să iasă de la guvernare, alții vor să-i dea afară pe alții de la guvernare. Fiecare vrea să-și asume succesul. Deci, dar măcar primii 2 ani și jumătate, 3 ani, hai să zicem, când nici nu o să avem alegeri, ar fi bine să coaliția asta, sau da, coaliția asta la guvernare să se păstreze intactă și să aibă o energie bună de schimbare. Domnule Lăzăroiu, pentru o formațiune ca USR Plus, că îi tratăm la pachet acum, va fi dificil să-și păstreze strălucirea pe care e în curs de a o căpăta în alegeri parlamentare, pentru că ei au performat pe persoane fizice până acum, că a fost susținerea pentru Nicușor Dan, că a fost susținerea pentru alți candidați din țară care au impresionat. Odată ce devine partid de rețea, odată ce aspiră la statutul ăsta de partid și mai mare în Parlament, probabil că se va supune regulilor politicii pe care le fac și celelalte partide pe care ei cumva le atacă, PSD și PNL. Care e rețeta prin care să-și păstreze totuși aerul ăsta proaspăt, dar în același timp să și performeze, că nu pot rămâne la nivelul ăsta de succese punctuale și de, eu știu, critici de pe margine, ba intrăm în joc, ba ieșim din joc când nu ne convine foarte tare, vezi cum a fost cu guvernarea. Da. Evident, da, acolo eu cel puțin sper, dar poate că mă înșel, ei s-au mai și maturizat, au trecut deja prin 3 rânduri de alegeri, au fost 4 ani în opoziție parlamentară, au văzut și ei cam ce așteaptă lumea de la ei, că nu așteaptă doar fără penali, fără hoți și noi venim la guvernare când ne convin. Lumea așteaptă, evident, să-i vadă în funcția publică cum gestionează un buget, cum propun politici publice, nu? Exact, pentru cetățean, adică cetățeanul vrea să aibă un beneficiu, nu se va mulțumi doar cu satisfacția că ceilalți sunt corupți și USR Plus strigă că ceilalți sunt corupți. Eu sper, repet, că din punctul ăsta de vedere s-au maturizat. Într-adevăr, din punct de vedere al resurselor umane, și eu m-am întrebat dacă vă uitați toate figurile, cum să zic, mai cunoscute și populare așa din partid, fie au ajuns la Bruxelles, fie acum au câștigat mandate în administrația locală, inclusiv, uite, Vlad Voiculescu, care va fi viceprimar. Și îmi pun întrebarea cu ce garnitură vor veni la parlamentare, că nu prea mai au foarte mulți pe piniera lor. Sau poate mă înșel, poate au și nu i-am, dar cunoscuți sigur nu sunt. Poate că e prejudecata noastră că susținătorii au alte treburi și nu se implică în politică, pentru că susținătorii lor sunt îndeopște corporatiști, oameni care au business-uri. Da, deci, din punctul ăsta de vedere, dacă ar fi acum să găsească, nu știu, persoane pentru funcții în ministere, au de unde. Au, vorba aia, au bazinul cel mai educat, cel mai competent, dacă e să ne uităm numai pe zona profesiilor pe care o acoperă USR Plus. Dar mă referam strict politic la figuri care să inspire încredere mai multă, care să fie cât de cât cunoscute și pe care, evident, pe ele le folosești de obicei când se face guvernul, când pui oameni în, nu neapărat la eșaloanele 2 și 3, dar în primul eșalon pe ei îi folosești. Și în Parlament, la fel, șeful grupului parlamentar, nu știu, vicepreședinte, la Cameră, la Senat. Nu știu, nu pare că mai, pare că s-a epuizat așa zona asta mai notorie de lideri ai USR-ului. Dar, mă rog, asta să vedem, pentru că la parlamentare va conta, lumea se va uita. Cine e pe listă, cine e propus pentru nu știu ce funcție și așa mai departe. Da, revenind la aceste locale și la personaje, e clar că miza
probabil urmărită cu sufletul la gură de întreaga țară, a fost cea de la București, încleștarea asta între Gabriela Firea și Nicușor Dan. Nicușor Dan a câștigat. Gabriela Firea a avut nevoie de niște ore bune, de aproape o zi întreagă, să digere această înfrângere și pare că nici în momentul ăsta n-a digerat-o de fapt, pentru că ea nu a apărut public, a trimis un mesaj de undeva în seara alegerilor, a transmis pe urmă live pe Facebook în după-amiaza următoare, adică ieri, câteva cuvinte despre ce speră ea să continue din ce a lăsat ea și așa mai departe, pentru ca, de fapt, adevăratele răbufniri să vină mai degrabă astăzi la ședința PSD, unde s-a plâns din nou de trădare, unde a spus chiar că soțul ei i-a cerut socoteală lui Ludovic Orban pentru cuvintele spuse despre ea. Adică pare că deja înfrângerea a asta... A luat-o personal, doamna. Da, e foarte personală în momentul ăsta. Sigur, într-o oarecare măsură e normal, probabil, că pe persoană fizică candidezi. Nu e normal? Nu, să știți că în țările civilizate, știți foarte bine și dumneavoastră. Dacă vă uitați un politician redutabil, de calibru, care pierde alegerile, iese, are un singur discurs, își asumă întregul eșec, nu aruncă vina pe unii și pe alții, mulțumește celor care l-au votat, după care dispare din lumina reflectoarelor pentru mult timp. Până reconstruiește zile. Ceva. Exact. E o strategie bună, e elegantă, e pragmatică, doamna Firea nu se încadrează aici, din păcate. O să o mai vedeți zilele următoare, dar nu așa se face în politica mare, dacă vrei să fii în politica mare. Dacă vrei să faci politică ca la voluntari, acolo, sigur, așa se face. Dar în politica mare te retragi și nu arunci vina pe altcineva. Îi lași pe alții să stabilească. Sunt analiști politici. Ei spun, domne, a tras partidul Firea. A tras partidul în București. E un merit pe care trebuie recunoscut. Care trebuie recunoscut, doamnei Firea. Dar, pe de altă parte, celelalte povești ale ei, ea și-a făcut singură lista aia sinistră de consilier general, ea și-a stabilit strategia, ea și-a adus purtătorii de mesaj pe Dana Budanu, pe Oana Lovin, toată această faună stranie. Deci trebuie să-și asume asta, dar asta trebuie să o facă analiștii, asta trebuie să o spună ei, nu trebuie să o spună doamna Firea. Doamna Firea trebuie să aibă demnitatea, dar recunoaște înfrângerea și poate să reapară peste câteva luni, peste un an, și să înceapă un alt drum. Adică nu e... Așa se face, în orice caz. Doamna Firea va reapărea în Parlament, așa cum i-a sugerat insistent Ciolacu? Foarte probabil că da. Foarte probabil că o să o vedem la listele la Senat sau la Cameră. E și normal, pentru că ea a obținut un scor bun în București și a ridicat partidul. N-ai cum să nu folosești în campania pentru parlamentar. Da, sigur, mă aștept că doamna Firea e foarte ranchiunoasă și foarte răzbunătoare. Mă aștept, nu știu, să nu mai fie, pur și simplu să se așeze pe o listă acolo la București, dar să nu facă deloc campanie ca să arate partidului că uite că și ea poate să-i plătească. Mă rog. Da, e ceva de plătit, domnule... ei. Da, domnule Lăzăruiu, e o întrebare bună. E ceva de plătit partidului? Adică are motive să fie supărată că n-a susținut-o cineva din partid? Oare? Că ea a tot invocat lovituri pe la spate, cuțite înfipte în spate, mai degrabă din partea unor aliați, cum foști aliați, cum a fost Negoiță, sau unor potențial aliați, cum ar fi fost Ponta și Tăriceanu, dacă s-ar fi asociat și probabil alții și-ar fi sprijinit-o. Adică și în partid are poliție de plătit? Aici trebuie să fim onești. Ciolacu nu avea niciun interes politic ca ea să câștige. Și mulți din partid, mai ales din conducere. De ce? Pentru că dacă i-ar fi câștigat în 3 luni de zile prelua partidul și în 2024 ar fi fost probabil candidat la prezidențial. Nimeni nu-și dorea asta din partid. Ea n-a fost niciodată iubită în partid. Trebuie să recunoaștem. Ea este un implant acolo. A venit din televiziune, PSD-iști ca orice partid. Uitați-vă la Rareș Bogdan. Nici el nu e, cum să zic, așa de digerat de vechea elită din liberal. Da. Așa și în PSD. Ea n-a fost iubită acolo, a avut așa popularitatea aia de vedetă de televiziune, dar în partid, în general, n-a colaborat cu ei. Știți bine că a avut certuri și cu guvernul și cu cât a fost primar general. Ei nu înghit. E clar că n-ar fi vrut să o ajute.
și nu le-ar fi convenit ca ea să câștige. Dar pe de altă parte, Ciolacu a fost deștept și a zis, dom'le, nu trebuie să o blocăm. Las-o pe ea. E cumva win-win, e... nu? Dacă câștigă, ne asumăm câștigul la pachet, dacă pierde, oricum nu, e pe cumva persoană. Ciolacu a știut că lăsând-o singură, lăsând-o să-și facă singură lista de consilieri, strategia și așa mai departe, Ciolacu știa că își rupe gâtul. De ce? Pentru că o știe pe doamna Firea, că e impulsivă, că nu se înconjoare de echipe de-astea, de consultanți care să Adică fie... vreți să spuneți că Ciolacu, așa cum îl știm, a fost mai vizionar și mai bun strateg decât Gabriela Firea cu tot aparatul Da, din jurul ei? În mod sigur, pentru că cunoaște personajul și atunci a lăsat-o singură pentru că știa că va face greșeli. Ăsta e personajul, nu are nici experiență politică și e și o persoană foarte impulsivă, doamna Firea, și persoanele impulsive greșesc de multe ori, mai ales atunci când sunt în defensivă, cum a fost situația în campania asta, pentru că ea trebuia cumva să-și apere mandatul de primar. Deci cred că Ciolacu a, dar nu cred că a blocat-o nimeni, nu cred că a dat cineva din partid ordin, cum s-a mai făcut uneori, la ei, la alte partide, pe rețele să spune nu o sprijiniți în campanie, nu vă duceți, nu știu. N-a făcut asta. A lăsat-o pur și simplu de una singură și a avut orgoliul ăsta să arate că merge singură, că își face singură lista la Consiliu, că nici n-a avut interesul să se asocieze cu partidul, pentru că știa că partidul e o povară pentru ea în campania electorală, deci cumva a fost așa o înțelegere mutuală, dar lui Ciolacu i-a convenit, adică el a bănuit că aici se va ajunge. Da, Ciolacu își consolidează în momentul ăsta, ziceți, puterea în partid, nu-l mai deranjează nimeni, adică odată doamna Firea eliminată dintre competitorii la șefia partidului, gata, domnul Ciolacu se poate culca liniștit pe ureche? Da, cred că cam în momentul ăsta și-a consolidat puterea, și își va dar face singur listele pentru... urmează momentul în care semnează listele pentru Parlament. Asta voiam să zic. O săptămână sau două, cam așa, că trebuie depuse. Și acolo mai are de eliminat niște oameni. Nu știu dacă va reuși. Și aici știți și dumneavoastră. Șerban Nicolae, Florin Iordache, sunt. Mai sunt câțiva acolo. Dacă reușește să nu-i pună pe liste, el va avea putere de plină în partid, chiar și dacă va pierde parlamentarele, cum probabil se va întâmpla. Adică va ieși pe locul al doilea. Dar se va consolida. Câteva cuvinte despre cei cu scoruri foarte mici. Îl las pe Traian Băsescu la urmă, că pare un fel de caz special ce a făcut el în campania asta pentru locale. Călin Popescu-Tăriceanu, adio politică? Bun, înțeleg că ALDE și Pro-România vor fuziona, cel puțin așa și-au anunțat intențiile. Nu știu dacă Ponta va face, după părerea mea, e o greșeală asta. Pentru că Ponta, dacă urmărește obiectivul 2024, el nu are nevoie de personaje ca Tăriceanu. Ponta are nevoie să fie... Ponta vizează electoratul USR-ului sau de tip USR mai degrabă decât alt electorat. Tăriceanu nu poate să atrage electoratul ăla. Deci dacă Ponta gândește pe termen lung, el nu ar trebui să facă nicio fuziune cu Tăriceanu. Oricum Ponta a greșit că n-a candidat la capitală și se vede că scorul partidului... Dar Ponta pare că face tot felul de alianțe din astea în ultima vreme, pe care ba le formează, ba iese din ele, ba sunt neduse până la capăt, așa pare cel puțin. Ca da, și asta da, cu e, Necoiță, mie, cu candidatul Sârbu. Da. Foarte nehotărât, foarte oscilant, e clar că nu are, are doar obiectivul în cap, că trebuie să câștige prezidențialele din 2024, dar încă nu are o strategie și încă oscilează între prea multe variante, poate are și multe, nu știu, mă gândesc că poate are obligație la Tăriceanu și trebuie să salveze, să-i dea și lui un loc de parlamentar, dar, repet, nu ar prea face parte din strategia pe care eu mă gândeam că o are pentru alegerile din 2024. Deci s-ar putea să salveze Ponta pe Tăriceanu, să-i dea un loc de parlament. Doar lui, nu cred că alții din ALDE vor mai prinde ceva. Mai rămâne Pro-România un posibil magnet pentru dezertări din PSD sau nu mai e cazul acum? Acum mai puțin, pentru că se,
S-au închis și localele, deja s-au așezat lucrurile în teritoriu. E drept că rămâne un surplus foarte mare de parlamentari la PSD. Cam 100 din cât am calculat eu, care, în mod evident, nu vor mai prinde un loc pe listă, pentru că PSD a avut un scor foarte mare în 2016. I-au intrat, dar acum scorul aproape s-a înjumătățit. Și atunci Ponta probabil va mai pescui acolo, în zona aia a parlamentarilor, dar asta nu înseamnă mare lucru. Dacă unii dintre ei sunt necunoscuți, nu aduc neapărat voturi. Primarii erau primarii și consilieri. Aparatul ăsta din administrația locală era bun pentru Ponta, să zicem, să fie atras. Dar aici s-a cam închis. Adică s-a închis definitiv, pentru că nu mai poate să ia pe nimeni, că își pierd mandatul dacă trec la el. Traian Băsescu, îl credem când zice că asta a și vrut de la început, să-și tragă partidul, să-i mai asigure locuri în Consiliul General și într-un viitor Parlament? Da, și eu am spus, m-au tot întrebat și alții de prin iulie, încă nu și-a anunțat candidatura, asta a fost obiectivul, pentru că, într-adevăr, partidul se zbate la limita aia de 5%, s-a zbătut, de fapt, la toate alegerile. Și iese? Asta e întrebarea. Credeți că iese? Nu aș sta așa sigur. După părerea mea, a intrat într-un joc lose-lose când a acceptat candidatura la a acceptat să candideze la București. Ar fost mult mai rău dacă câștiga doamna Firea, în mod sigur. Dar nici acum nu e bine. Cred că multă lume îi atribuie o parte din, din, știu eu, nervozitatea acestor zile domnului Băsescu, pentru că nu l-a susținut deschis pe Nicu Șordan și a preferat să candideze rupându-i niște voturi. Că probabil da, că de la Nicu Șordan s-au rupt. Da, aici trebuie și spus că politic vorbind, din punct de vedere politic, PMP-ul nu avea altă variantă decât să-și pună candidat. Deci nu se punea problema altfel. Din moment ce, sigur, a fost lăsat în afara înțelegerii de la București. Motivele pentru care a fost lăsat în afară, și eu și cred că și alea sunt legitime. Deci cei care au refuzat PMP-ul au avut în vedere să facă o alianță anti-PSD, partide care nu au avut colaborări atât măcar la București, atât de strâns. Deci nici unii, nici alții n-au dreptate, dar contează percepția publică. Da. Și aici aveți dreptate. Percepția publică asta e că Traian Băsescu l-a văduvit de niște voturi pe Nicu Șordan. Și asta îl va costa. Nu neapărat pe el, ci partidul PMP la alegeri. În plus a mai întâmplat un fenomen, că eu urmăresc așa pe Facebook. Și e un fenomen care se întâmplă adeseori. Când PMP-ul nu, el vrea să dea senzația că se luptă cu PSD-ul, cu Firea, că vor să câștige primăria generală, dar li se părea că Nicu Șordan stă împotriva lui. Și am văzut mulți PMP-iști care au devenit aproape PSD-iști în campania de la București, da? Din cauza acestei diviziuni. E un fenomen straniu, dar e, cred că e explicabil așa psihologic. Adică, practic, electoratul PMP a fost adus în campania asta mai aproape de PSD. Oamenii au fost aduși mai, mă rog, vorbesc de cei foarte fideli, cei care sunt foarte apropiați de partid, de fostul președinte Traian Băsescu. Mulțumesc foarte mult pentru analiză, Sebastian Lăzăroiu. Înțelegem că odată cu acest nou val de votanți mai tineri, poate se conturează și un nou val în politică și un nou stil de a face politică sau provocarea acelui vechi. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Pe curând. Vă mulțumesc. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.